A fost bătaie seara trecută într-un bar din Motru. Doi bărbați și o femeie și-au împărțit pumni și picioare pentru ca în final să ajungă la poliție. La data de 16 decembrie anul curent, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Motru au reținut pentru 24 de ore și introdus în centrul de reținere și arestare preventivă al IPJ Gorj doi bărbați de 41 și 42 de ani din municipiul Motru, respectiv Comuna Broșteni, județul Mehedinți, bănuiți de săvârșirea infracțiunii de tulburare a ordinii și liniștii publice, precum și o femeie de 40 de ani din localitate, bănuită de săvârșirea infracțiunii de tulburare a ordinii și liniștii publice și lovire sau alte violențe. Din cercetările efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul că cele trei persoane, în timp ce se aflau într-o societate comercială de pe raza municipiului Motru, pe fondul unui conflict spontan s-au lovit reciproc, stârnind indignare și temere altor persoane aflate în incinta localului. Cei trei vor fi prezentați magistraților cu propunerile legale.